Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, emisiunea Viața la Țară de această dată se adresează producătorilor de pălincă din județul Satu Mare, în special, desigur, și a celorlalți producători de băuturi naturale din nord-vestul României. Doamnelor și domnilor, vom avea posibilitatea prin intermediul invitaților mei, reprezentanța Asociației Patronale a Producătorilor de Pălincă Naturală din țara Oașului, să aflăm ce pași s-au mai făcut în vederea accizării în mod diferențiat a pălincii în comparație cu băuturile spiritoase obținute din cereale. Dumneavoastră știți și anul trecut, noi am realizat emisiuni pe această temă, ați aflat din presa scrisă în ce fel membrii Asociației Patronale a Producătorilor de Pălincă Naturală din țara Oașului s-au implicat, au făcut demersuri, au făcut memorii la Minister, la Parlamentul României. Iar prin intermediul acestei emisiuni o să vedem ce acțiuni au fost întreprinse anul trecut și care sunt perspectivele pentru acest an 2018. Pentru a vă furniza informații de ultimă oră, ca să spun așa, așadar, am invitat în această emisiune pe Cornel Mureșan, în calitate de vicepreședinte al acestei asociații, și pe secretarul acesteia, Petre Doroș. Bine ați venit în emisiunea Viața la Țară, servim patria, nu? Domnul Cornel, domnul Petrică. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Cred că ar trebui să începem cu domnul secretar, să ne spune câteva cuvinte despre demersurile pe care Asociația Patronală a Producătorilor de Pălincă Naturală din țara Oașului le-au întreprins în cursul anului trecut în ceea ce privește accizarea pălincii. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! În anul 2017, ca și începând din anul 2004, de când a fost adoptată, de când a fost adoptat nou cod fiscal și normele metodologice de aplicare a acestei legi, am făcut foarte multe demersuri în privința ieșirii asociațiilor patronale a producătorilor de pălincă din nomenclatorul care s-a negociat la Uniunea Europeană și am fost încadrați producători de pălincă naturală cu pălinca, cum ați mai spus și dumneavoastră la început, cu cei care produc băuturi spiritoase. Din cereale. Din cereale, da. Am făcut mai multe demersuri, am inițiat mai multe proiecte de legi pe care, de fapt, le-am predat parlamentarilor din județul Satu Mare, care unii ne-au susținut, de fapt majoritatea parlamentarilor din Satu Mare ne-au susținut și au căutat afiliați la proiectul nostru, deci din Parlament. A fost când momente când legile s-au dezbătut, au fost momente când legile nu s-au dezbătut din cauza că așa s-a negociat în 2004 cu Uniunea Europeană și în prima fază, în codul fiscal, nou cod fiscal, cei care am produs pălincă din fructe, pălincă naturală, am fost accizați la 750 de euro per hectolitru pur, alcool 100%. În anul 2014, dacă nu mă înșel, s-a schimbat nou cod fiscal și era vorba că ne reduce din acciză. Am cerut, de fapt, să fim accizați cu 2 lei per litru de pălincă produs de 50 de grade, iar din contră, Parlamentul de atunci și guvernul, așa, de fapt, printr-o ordonanță de guvern, au mărit acciza de la 750 la 1000 de lei per hectolitru alcool pur 100%. Sigur, noi ne confruntăm de peste
13 ani cu foarte multe probleme. Dacă aș vrea să vă spun, de fapt, m-ați întrebat ce probleme am, ce am realizat anul trecut. Din acest punct de, din acest punct de vedere. Reducerea accizării. Din punct de vedere al policii din produse naturale. Asociația patronală de ăsta de pălincă. Așa, Pălincă Țara Oașului, ne-am întrunit în mai multe ședințe anul trecut. Chiar am din păcate am vrut să facem un să alegem nou președinte și conducerea asociației. Dar a eșuat această alegere pentru că o parte dintre colegii noștri, de fapt, care au, am, deci dintre care am propus pe ordinea de zi proiectul ordinii de zi, și-au retras până la urmă opțiunea. Da. Domnule Petrică Doroș, domnule vicepreședinte Cornel Mureșan, de ce concret nu se poate reveni la decizia din 2004 care a fost bătută în cuie, să spunem așa, la Uniunea Europeană. Iată, țări vecine au reușit să diferențieze băuturile din produse naturale de cele realizate din cereale spiritoase, băuturile spiritoase. Care sunt motivațiile pe care le-au adus parlamentarii la nivel național? Din 2004 până în prezent nu s-a reușit să se facă un act adițional care să fie dus la Uniunea Europeană. Ce motivații, ce argumente v-au adus de-a lungul anilor? Domnul Petrică, telespectatorii noștri știu, împreună cu domnul Cornel Mureșan de 13 ani tot facem emisiuni, au venit personalități de la București, ne-am întâlnit la Turți, am filmat, dânsul a citit proiect de lege în fața primului ministru și așa mai departe. Așadar, revin la întrebare. Ce argumente aduc reprezentanții poporului român, respectiv parlamentarii sau europarlamentarii? Da. Bună ziua, dragi ascultători, telespectatori. Domnul Timerman, personal mi-este puțin jenă să dezbat, să discut în spațiu public această problemă care începe să devină puțin ușor, virală, ușor ridicolă, să nu zic penibilă. Dar sunt obligat să răspund la întrebare. Foarte pe scurt o să prezint un mic istoric. Distilatele din fructe până în anul 2003 au fost introduse și au funcționat în baza legii 67 din 97, mă rog, actualmente 244, legea viei și vinului. Știți foarte bine, domnul Timerman, că în politică, de altfel, dar și în Parlamentul României, moralitate nu prea există. Există compromisuri și interese. O presiune care a venit să facă posibil de a scoate distilatele din fructe, din legea viei și vinului și introduse în legea spiritoase, s-a întâmplat datorită unei presiuni, a unei cârdășii, a unei complicități, ca să zic așa, între reprezentantul garantului, care este tot ce înseamnă industria spiritoaselor, altfel spus, să înțeleagă de respectatorii, distilatele obținute 100% din cereale, așa, introduse printr-un ordin 268 din 10 aprilie, ca să suportăm niște consecințe. Care sunt consecințele acestui odios ordin care a făcut posibil să se întâmple așa ceva? Și vreau să fac următoarea precizare înainte de a intra pe fond. Țuica, Pălinca, Horinca, Ginarsu, rachiurile, toate denumirile, în funcție de zonă, de regiune, este o problemă de interes național și nu una a județului Satu Mare sau a bazinului Țării Oașului, da? De aici să plecăm. Am și precizat acest lucru. Este o chestiune de interes național. Ne-a introdus, de aici ce s-a întâmplat. Adică toate bateriile de cazane care face prestări de servicii pentru cetățeanul din localitatea X, pentru un consum propriu, în familie, pentru familie, a făcut posibil, în baza acestui odios ordin, ca să se sigileze micile baterii, să se plătească de către fiecare deținător de pomicultură o
o acciză, actualmente, ca să zic așa, 22-25 în funcție de cursul valutar, pe liter la 50 de grade de volum alcoolic grad ideal, nu, de lei. De lei. Deci pentru fiecare literă, dacă domnul Zimmermann va merge la Petrică să facă 100 de kilograme de pălincă, va avea următoarele obligații. În calitate de deținător de cantitate de borhod, veți face 100 de kilograme de pălincă, veți plăti acciza standard la bugetul consolidat de care stat. Care se ridică la 100 de litri la 2 milioane... Da, 2250-2500. Da, la respectiva cantitate. 2.000, 2.250-2.500. Stai că nu mă duc cu borhot atunci la domnul Petrică, mă duc în altă parte, că trebuie să plătesc foarte scump. Deci, asta pe de o parte, pe de altă parte, alte ziceam de 20 de milioane. Exact, 25. Da. 25 de milioane. Vorbeam de sigilarea bateriilor. Da. Ce înseamnă sigilarea bateriei, ca să înțeleagă telespectatorii? Dacă probabil noi n-am fi existat ca asociație și federație, și trebuie să spun că atât la nivel național, la nivel de guvern, cât și la nivel local, autoritățile au înțeles importanța și semnificația acestui produs, motiv pentru care trecem așa ușor cu vederea, adică suntem un pic în spațiu în afara legii, ca să fiu mai plastic spus. Doi, dacă dumneavoastră, domnule Zimmermann, și îmi cer scuze, dar vă dau exemplu ca telespectatorii să înțeleagă, aveți o cantitate de borhoș și doriți să mergeți la bateria de cazane a colegului meu Petrică, dânsul nu vă poate face prestări de servicii, pentru că în codul fiscal 571 este interzis ca dânsul să facă prestări de servicii la cetățean. Puteți numai dumneavoastră să faceți dacă aveți propria baterie. Este o aberație. Bun. Astea sunt câteva elemente. Nu vreau să rămân foarte mult în zona asta, că avem foarte multe discutat. Acum a spus a doua întrebare, ce demersuri am făcut. Imediat după ce am aflat de acest ordin, ne-am constituit într-o asociație. Ulterior, în 2005 și 2004 ne-am constituit, 5 ani ne-am constituit și în federație, mă rog, trec ăsta acest cerariu. Prima măsură de modificare a legii a fost ca să abrogăm acest odios ordin 268, în care permitea și surogate să putem face pălincă și din zahăr și din cereale și din ce doriți, în respectiv ordin și metodologia de aplicare. 4 ani a durat, din 2004 și respectiv 2008 am finalizat un nou ordin 368, unde am stabilit foarte clar ce este pălinca, țuica, horinca, ginarsul, toate băuturile cu denumiri de origine din toată România. Da, după aia am stabilit toate măsurile, cum se învechește, cum se distilează, cum se îmbutelează, așa, și am cerut separarea grupei de accizare. Și motivul este unul pertinent, obiectiv. Trebuie să înțelegem cu toții că randamentul dintre cereale, băuturile spiritoase și cu derivatele care se nasc, vodka, romul și alte băuturi pe care le vedem în diferite magazine, nu? Pentru consum, randamentul este de 10 ori. Nu mi se pare normal ca statul român să vină să mă taxeze taxa specială, taxa de lux, care se numește accize. Bun, am reușit să facem acest ordin. A doua măsură imediată pe care am inițiat-o cu colegii mei am făcut proiect de lege de modificare a codului fiscal 571 din 2003, în sensul în care, și acum să fac un mic scenariu cum suna scenariul modificarea codului fiscal. Articolul 14, ca să zic așa, am zis să se stabilească care este cantitatea de pălincă pentru consum propriu. La ce dată am cerut o cantitate mai mare de 500 de litri de pălincă. A doua modificare, 15, de articol de modificare a codului fiscal a fost că toate pălinciile, horinciile legal constituite să nu fie transformate în antrepozite fiscale, având în vedere faptul că el nu desfășoară o activitate de producție comercială sau de natură, exact, ci face o prestare de serviciu către cetățenii din localitatea respectivă. A treia măsură, cei care fac o cantitate peste 200 de litri sau peste 500 de litri, așa, dar în momentul de față modificat, ca să nu mai citez proiectul de lege, un alt proiect de lege,
cei care fac peste cantitatea pe care am stabilit-o, 200 sau 500, să plătească o acciză de 10 ori mai mică față de acciza standard, pentru că randamentul este de 10 ori mai mic și nu mi se pare normal să plătesc la asta. Suntem de foarte multe ori în zona paradoxului. Pe de o parte și Uniunea Europeană, pe de altă parte și guvernele de ieri, de astăzi și de mâine, vin și spun că ei vor lua măsuri de stimulare a produselor tradiționale românești, fie că vorbim de produse agroindustriale, fie că vorbim de băuturi tradiționale române și așa mai departe, și care sunt reglementate prin lege, și iacătă nu fac nimic. Poate că îmi puneți întrebarea retoric și de ce? Păi poate fi câteva chestii. Una, lipsa de voință politică, dezinteres și indiferență. Ce să zic altceva? Pentru că la întâlnirea pe care am avut-o la Satu Mare, că domnul ministru Daia, i-am dat colegilor domniei sale materiale în acest sens, am foarte multe materiale în acest sens, așa, ca să le analizeze, să avem o discuție la București, să invităm Ministerul de Finanțe, că acolo poate fi o problemă, Ministerul de Finanțe, așa. Acum, ce se întâmplă? Foarte pe scurt, i-am prezentat domnului ministru, domnul ministru, avem trei variante. Avem varianta lungă, prin, din nou, proiectul legislativ în Parlamentul României, care durează mai mult și așa mai departe, dezbateri publice, etc., toate fazele premergătoare. Avem varianta scurtă în grădina guvernului, în sensul că două variante avem la guvern, printr-o hotărâre de guvern sau printr-o ordonanță de guvern, să luăm distilatele de fructe, să le reintroducem în legea viei și vinului 244 actualmente, da? Sau varianta a doua, să deblocăm ordonanța de guvern, 109, o să povestesc puțin și scenariul cu Boc, să deblocăm ordonanța de guvern 109 din octombrie 2009, astfel încât legea 367 să poată să aibă efecte de modificare a codului fiscal, pentru că ne-a blocat-o cu altă ordonanță de guvern. Chiar l-am întrebat dacă este constituțional ca o lege care a trecut de două ori prin Parlamentul României, că a trecut de două ori, Băsescu prima dată n-a vrut să o promulge, din nou în Parlament, din nou susține camere, etc., etc., din nou la președinte și sfârșit. Și înainte, cu o lună de a fi promulgată, a scos prea fericitul, în fine, Boc, o ordonanță de guvern 109 care mi-a blocat legea 367, astfel încât să nu mai aibă, începând cu 1 ianuarie, efecte de modificare a codului fiscal. Deci, practic, am plecat de unde am ajuns și am ajuns de unde am plecat. Asta foarte pe scurt. Așa, da. Ca mic istoric. Da, iată, domnul vicepreședinte Cornel Mureșan a făcut o trecere în revistă, doamnelor și domnilor, stimați producători de pălică din țara Oașului, dar și din nord-vestul României. Ideea este că nu se dorește o accizare diferențiată a pălicii tradiționale, a pălicii obținută din fructe, în comparație cu băuturile spiritoase obținute din cereale. Vă dați seama, așa cum a spus și domnul Cornel Mureșan, una e să faci din 200 de kilograme de borhot pălică și alta e să faci din 200 de tone de cereale, de grâu, de orz și așa mai departe, băutură spiritoasă. Dar vreau să vă întreb, domnule Petrică Doroș, spunea la un moment dat domnul Cornel Mureșan că dumneavoastră sunteți aproape de oameni acolo, în țara Oașului, aproape de cei care au 200 de chile, o tonă, două tone de prune, de fructe și vor să facă și fac pălică. Să ne spuneți care este reacția oamenilor vis-a-vis de această accizare care este aceeași cu cea aplicată pentru băuturile spiritoase obținute din cereale. O să vă spun că de la început, cum v-am zis, și până în prezent, reacția oamenilor este una furtunoasă. Pentru că vă dați seama de când mă știu eu mic și părinții mei produceau pălincă din fructe pe care, bineînțeles, le puteau și desface și să vindea, să... Era, deci oamenii de acolo își făceau un trai mai bun. Trimiteau copiii la școală, tot felul de facilități care, de fapt, mai aveau în afară de
mai aveau și loc de muncă, bineînțeles, într-o perioadă oarecare când era deschisă mina acolo la noi. Deci, produsul... Erau maturile pe vremea aceea care le preluau pălinca, mai făceau bani, mai câștigau bani. Da. Erau acele centre de, de colectare, pălincii din țara noastră. A prunelor și până la urmă și a produsului finit a pălincă, care prelua matul. Și bineînțeles, matul în butelea și știți foarte bine. Dar era mai bine, ca să zic, plătit omul atunci. Era mulțumit omul. Da, prețul pălincii era un preț foarte bun față de acum. Dacă ne facem un calcul de la acciza pe care o plătim pe litru de pălincă de la 22-25 de lei, funcție de cum crește sau scade euro, vedem că dacă cineva vrea să vândă un kilogram de pălincă, nu poate să-l vândă mai scump de 150 sau, adică 15 sau 20 de lei. Și mult mai mult decât atâta, decât produsul, decât... e mai mare decât produsul finit. Deci cu toate cheltuielile. Sigur, încercăm să facem, să intrăm în legalitate, dar nu putem. Pentru că, cum a spus și colegul meu, domnul vicepreședinte Cornel Mureșan, noi nu putem să producem la alte gospodării decât numai nouă, celor la care avem cazanul propriu. Deci, în legea 571 spune clar, producția de pălincă, horincă, produse din legume, din fructe, se poate face numai deci în cazanul propriu al gospodăriei respective. Deci nu ne permite să facem și la alți cetățeni pălincă. Domnule Petrică, în urma acestor legi care s-au regăsit în codul fiscal, au fost închise pălincii în țara Oașului, au fost momente dramatice la care ați asistat și dumneavoastră. De asistat n-am asistat, dar sigur că această lege, de fapt, sigur, mă gândesc și nu că mă gândesc, că știu că în Uniunea Europeană există producători de pălincă. Am făcut parte din Consiliul pe Produs în 2006, s-a înființat Consiliul pe Produs al băuturilor alcoolice. Așa, și am făcut parte și am niște proiecte, am fost și membru în Consiliul Director al Consiliului pe Produs și am niște proiecte chiar din anumite landuri, din Germania, Austria și așa mai departe, care își protejează produsul ca produs tradițional, de fapt, pălincă sau rachiurile pe care le produc ei din fructele patentat, lor. Patentat, omologat. Da. Și subvenționează. Am fost informat anumite zone și le protejează, pentru că să nu dispară. Uitați că la noi, încet, încet, acum, sigur că multe plantații au îmbătrânit din partea noastră a zonei Oașului, sunt plecați foarte mulți în străinătate. Sigur, mulți, de fapt, le defișează pomii, pentru că, zice, domnule, nu pot să-mi fac pălinca. Și, sigur că, odată cu defișarea pomiculturii, știm foarte bine că apar tot felul de dezastre naturale, vedeți? Vin ploi torențiale, inundații, alunecări de teren și așa mai departe. Părerea mea că, sigur, în acest sens, noi ne-am implicat foarte mult. Ar trebui, de fapt, să se implice legislativul, să ne apere de aceste furtuni, care, în curând, vedeți acum, nu știu dacă ați văzut și ieri la televizor, în Europa de Vest au fost foarte mari furtuni și s-ar putea să ajungă și pe la noi. Să ne coste mult. Iată, să înțelegem că lupta continuă, nu, domnule vicepreședinte Cornel Mureșan? Sunt 14 ani de când acești reprezentanți ai producătorilor de pălincă din țara Oașului luptă pentru schimbarea legislației, a codului fiscal în ceea ce privește accizarea pălincii. Și tare sunt curios care este strategia reconsiderată de luptă pentru anul 2018. Poate vor ajunge reprezentanții dumneavoastră ai Asociației Patronale a Producătorilor, a Pălincarilor din țara Oașului și acolo la Uniunea Europeană, la europarlamentarii noștri, cu o petiție, cu o jalbă în vârf de băț, pentru ca până la urmă această accizare să fie diferențiată și să nu dispară prunii,
vorba cuiva, bă, luați tot, bă, dar prunii, bă, prunii să nu-i luați. Iar părinca noastră tradițională, Horinca, dacă vreți, în Marea Mureș, a fost și este bună și la rău, și la bine. Vă rog, domnule vicepreședinte, da. Cornel Mureșan, sunt curios să aflu, bine, spiritul politicii agricolei comune, care este noua strategie. Știu că, cred că și domnul Petrică și dumneavoastră sunteți mereu neliniștiți din această perspectivă și mereu găsiți alte și alte soluții de atac, de luptă, pentru ca accizarea să fie cea reală. Da, înainte de a trece... Și să intre politicare și în legalitate. Înainte de a trece punctual la câteva măsuri de politici agricole comunitare, aș dori să-l completez pe colegul meu, în sensul că România a semnat în 2007, 2006-2007, un tratat de preaderare și nu de aderare. Sigur, trebuie să vă ați spus la început o întrebare complexă care ați amintit și de Uniunea Europeană, având în vedere faptul că România este stat membru. Am făcut acest demers, noi am avut o întrevedere bilaterală cu comisarul șef pe politici de accizare la nivel european și așa mai departe. Răspunsul a fost unul foarte simplu, n-am fost eu, a fost colegul meu Ciocan și cu un secretar de stat, domnul Botănoiu, din Ministerul Agriculturii. A spus, domnule, ați avut o echipă, a venit la negociere, ne pare rău, toate țările care au aderat și au protejat anumite băuturi tradiționale, dumneavoastră nu ați putut semnala, dar totuși aveți o șansă, potrivit tratatul de aderare, cu cele 27 de capitole, România avea dreptul să meargă la renegocieri pe capitole și subcapitole, nu vorbesc numai de agricultură, economie, justiție, etc., nu descriu cele două, așa și așa mai departe, ce s-a semnat. Ei bine, când a fost în vizită domnul ministru Petre Daia la Satu Mare, sigur că am pus această întrebare și am zis că dacă guvernul de ieri, guvernul de azi, probabil care urmează, a pregătit o echipă pentru a merge să renegocieze, deci nu este vorba numai de pălincă, deci este vorba de, să nu uit, o să discut pe politici agricole comunitare, despre diferența neloială, să zic așa, în ceea ce privește prețul pe suprafață, prețul pe cap de animal, etc. O să discutăm. Per capita, da. Se scurte. Bine. Ei bine, acum sunt obligat să vă citesc din memorie ce scrie o directivă care face obiectul produselor tradiționale la nivel de spațiu Uniunii Europene, se numește Directiva 92/83 a Comisiei Uniunii Europene, în care spune așa, că toate țările care au aderat sau urmează să adere la Uniunea Europeană au dreptul să-și protejeze anumite băuturi tradiționale, naționale, regionale după caz. Și de exemplu, grecii uzu, Franța romu, Ungaria palinca cu capa, etc. România n-are niciun fel de produs. Ok. Bine, foarte pe scurt, am făcut caietele tehnice în ceea ce privește, sigur, prin Direcția Agricolă, Ministerul Agriculturii, trimisă la Bruxelles pentru două produse la nivel național. Pălinca, care are mai restrânsă, face parte de vreo 18-20 de județe care au acest produs în fiecare județ, că trebuie să facă acest tip de investigație și care este deja finalizat, este aprobat, vom avea și noi produsul numit pălincă și acum lucrăm cu distinși domn de la Ministerul Agriculturii care se ocupă pe partea asta tehnică de produse tradiționale în relație cu Uniunea Europeană, pe cealaltă denumire de origine la nivel național care este area mult mai largă, țuica, țuică de Pitești, țuică de Moldova, țuică de... Este rachie. Mă rog, rachie, este rachie, da. Dar măcar aceste două să le avem. Asta ce înseamnă? Ca să înțeleagă telespectatorii, orice persoană, după ce vom avea această licență, această creditare, ca să zic așa, dacă domnul Zimmerman sau o persoană din Moldova dorește mâine să-și desfășoare o activitate de procesare, colectare, butelere și vânzare pe piața națională sau europeană, are dreptul cu două condiții. Unul, să respecte caietul de sarcini pe care noi l-am pregătit și l-am trimis. Asta ce înseamnă? Începând de la modul cum se culeg prunile, modul cum se pune fermentarea, în ce vase, modul de fermentare, tot procesul tehnologic până la învechire, maturare, îmbutelere, etichetare
Ne trebuie o emisiune ca să dezbatem caietele tehnice în ceea ce privește aceste produse. Ok. Asta este trist, că nici acum România, guvernele de ieri, de astăzi sau de mâine, n-au făcut nimic, niciun demers. Este un total dezinteres să trimite echipa pentru renegocieri. În ceea ce privește aspectul local, că noi români avem pe de o parte parlamentari trimiși de fiecare județ și avem și europarlamentari, să nu uităm acest aspect. Am rugat personal, trebuie să spun asta, pe parlamentari de satul mare și să avem o întâlnire la Turți, la satul mare, unde doresc domniilor sale să dezbatem din nou acest proiect legislativ, să-l depunem, oricum l-am depus, să înceapă să facă lobby în Parlament, așa în legalitate, ce spunea și colegul. Nu, nici până acum nu mi-a dat curs, nu cunosc care este motivul, dar le-am spus printre altele, sau le-am sugerat, îmi cer scuze, le-am sugerat că este bine să căutați cetățeanul, indiferent de categoria socială la care ne referim, și în perioada în care nu sunteți în campanie, că de regulă acest obicei oribil de comportament și lipsă totală de respect față de parlamentar și ne putem extinde la nivel național, în general au tendința de a-l căuta pe cetățean atunci când au nevoie de vot. Iar în toată această perioadă mie mi-ar fi rușine după 4 ani de zile să mă duc să cineva să-mi dea votul, dacă timp de 4 ani de zile eu nu l-am căutat, să-l întreb dacă el are o problemă, are o nevoie, eu pot să fac ceva pentru județul ăsta sau pentru satul X sau pentru satul Y. Este inadmisibil, impardonabil și incalificabil. Da, este trist, dar adevărat, și cred că acest semnal ar trebui să ajungă din nou și din nou la parlamentarii noștri sătmăreni, la europarlamentari. Este una din legile prioritare care ar trebui amendată în anul 2018, stimați telespectatori, dragi parlamentari, și cred că pe lângă alte legi ar trebui, vorba domnului vicepreședinte Cornel Mureșan, în agenda de lucru a parlamentarilor să fie trecute și nevoile, necazurile oamenilor. Nu mai departe, ne gândim acum la Alexandru Ioan Cuza, nu, care se travestea și mergea prin țară și a reușit să facă acele reforme ancorate în nevoile poporului român și de aceea a fost atât de mult stimat și iubit Alexandru Ioan Cuza. Mă gândesc, stimați telespectatori, dragi pălincare și stimați invitați, la valorificarea pălincii de prule, de pere, de mere. Am fost în Țara Oașului anul trecut și mi-au spus unii cetățeni că sunt cantități mari de pălincă și nu au cui să vândă. Nu există o piață de desfacere legală. Unii aminteau de vechile maturi, acele centre de preluare, că ar trebui să se reînființeze, cum a spus dumneavoastră, la un preț acceptabil, iar cei care au linii de buteliere să preia, să fie buteliată pălica. Dacă din acest punct de vedere asociația va milita pentru valorificarea produselor, sigur, întrebarea este valabilă și pe domnul vicepreședinte Colin Mureșan, pentru că până la urmă degeaba produci, dacă nu vinzi, acciza e mare, tragi linie și nu e rentabil ceea ce faci și atunci omul renunță la prun, renunță la pălică și bea vodcă din cereale, nu? Sau ce laiba să mai bem dacă astea care sunt naturale nu le încurajăm. Vă rog, domnule Petrică. Deci, valorificarea. După câte v-am mai spus, normal, cei care avem cazane proprii nu avem dreptul să vindem. Deci există în legea 571, în codul fiscal, un articol prin care, de fapt, putem să producem până la 10 hectolitri de... Deci ca să ne constituim în antrepozit fiscal și să producem până la 10 hectolitri de alcool. Sigur, necesită foarte... Deci necesită un fond, trebuie bani pentru așa ceva. Ca să te constituie în antrepozit fiscal, construcția trebuie să fie făcută conform cerințelor Uniunii Europene.
Ca să poți să buteliezi și să vizi. Sigur, apoi. Sigur că da. Dar nu ați gândit la o asociere din acest punct de vedere? Mai mulți pălincare, și mă gândesc la cei care au suprafețe mai mari de pruni, ciberi. Este foarte greu. Să împreună să faceți o investiție pentru a înființa o întreprindere. Cel puțin dacă nu merge și nu merge, iată, sunt 14 ani de când vă chinuiți să reduceți accizarea și nu vor să înțeleagă cei care trebuie să înțeleagă. Sincer să vă spun, e foarte greu să faci o asociere cu producătorii dintr-un stat sau dintr-o comună sau știu eu, dintr-un cătun și așa mai departe. Care sunt cauzele? Oamenii nu au încredere? Sau ce se întâmplă? Nu, sigur că nu au încredere. În primul rând nu au încredere, dar în al doilea rând, de fapt, nici nu prea ai cu cine că au rămas bătrâni acasă. Bunicii și bunicuțele. Pentru că tineretul toți îți plecați. Dacă s-ar întoarce tineretul pe lângă să aibă niște locuri de muncă sigure în România, pe lângă locurile de muncă, cum v-am spus și înainte, cetățenii din țara Oașului, oamenii mai aveau și un alt job. Deci, produceau asta cereale, grâu, porumb și așa mai departe, Exact. Pe lângă aia era, domnule, și cultivatul pomilor, prunilor. Înțelegeți? Și de acolo, bineînțeles, că omul își mai mărea un pic veniturile. Și alte căi de valorificare la alte căi de valorificare conform legii nu avem. Deci, cel care are, are producție de prune, de fructe, poate să le desfacă, să le vândă la un antrepozit fiscal. Dacă, bineînțeles, faci un contract, de exemplu, cum este la domnul Bran sau la, Zetea. Sau în Cămărzana. Dar pentru ca să faci un antrepozit fiscal trebuie foarte mult. Dar înțeles că bani. Nici dumnealor nu pot să preluieze, să preia pălincă. Nu pălincă, pălincă pot să preia. Borhod, prunele. Borhod, ba da. Numai și pălincă pot să preia. Și până la antrepozit fiscal. S-a schimbat legislația. Dacă are nevoie de... Deci eu ca și producător, dacă mi-am făcut în cazanul meu propriu o cantitate de pălincă și mai departe, am voie să o transport cu avizul întreprinderii sau societății comerciale care are antrepozit fiscal până la el, dar cu avizul lui de însoțire. Bineînțeles că apoi se facturează, se plătește mai departe. Și dacă, oamenii dacă nu dorește, sunt de acord cu valorificarea pălincii la întreprize. Chestia este alta, că cei care au întrepozite fiscale au și pumicultură. Au ei, au contracte cu anumite firme, ferme, livezi. Sigur, au făcut investiții și cantitatea suficientă pentru cât valorifică exact. Vă rog, domnule Cornel, sunteți de răbdător. Ok, aici sunt două aspecte. Vorbim de antrepozite fiscale legal constituite, care deplinește legislația în domeniul prevederile legale, fiscal, 571, și persoanele fizice care își fac o anumită cantitate de pălincă pentru consum propriu. Sunt două chestii. Bine, să zicem, ipotetic vorbind, dumneavoastră, domnul Zimmerman, aveți un antrepozit, eu și cu Petrică suntem persoane fizice și avem un plus de pălincă pe care nu l-am băut, nu l-am dus la București pentru protocol sau nu l-am dat de pomană la cineva, da? Și atunci cu diferența asta, să zicem Petrică 100-100, ne adresăm dumneavoastră care aveți un depozit, un antrepozit. Eu aș fi foarte generos. Dumneavoastră, potrivit codului fiscal, aveți obligația, nu dreptul, obligația de a ne întreba de unde este proveniența acestor 200 de kilograme, de că dumneavoastră cumpărați de la mine potrivit legii pe bază de borderou de achiziții, că eu sunt persoană fizică, ele persoană fizică, nu sunt persoană juridică, pe bază de borderou de achiziție. Și eu trebuie să spun, domnule, eu această pălincă am făcut-o în pălincia lui Nea Vasile din Târșolț. Și dumneavoastră mă întrebați, pălincea din Târșolț este antrepozit fiscal sau este o baterie de cazane? Și aici apare paradoxul. Nu pot, pentru că dumneavoastră trebuie să scrieți. Ați preluat o cantitate de 100 de kilograme de pălincă de prună cu grad alcoolic de 50 de grade sau 52 de grade, dar proveniența nu poate fi altă. Și atunci, când vine controlul și este tot ziua la antrepozite fiscale, băieții de la NAF, așa, întreabă, domnule, ai luat 200 de litri de pălincă de la cele două persoane. De unde fac datoria. Păi,
eu zic că ofer tu la Vasile. Merge la Vasile, zic, domnule, tu ai fiert? Păi tu n-ai dreptul să ferzi, că nu ești antrepozit, nu poți face prestări servicii. Ați înțeles? Și să închide circuitul. Dar ceea ce vreau să spun, și eu am ținut cont în proiectul meu legislativ și de, și de așa zise, în ghilimele, antrepozite fiscale. Nu mi se pare normal ca unul care face produse tradiționale să suporte rigorile unui antrepozit fiscal ca și cei care fac spirit. Aia recoltează cerealele cu combina, petrică, numără fiecare prună până face 1000 de kilograme. Randamentul, etc., etc. Nu intru în detalii, că până e foarte face mult 10 de discutat. Și am prevăzut modificare de articol, se numește 18, codului fiscal, și am zis așa, toate persoanele fizice, persoane fizice autorizate, persoanele juridice de tip SRL, da, toate care intră, societățile comerciale de tip SRL, SA, etc., care doresc să desfășoară o astfel de activitate de achiziționare, cubajare, procesare, îmbutelere și vânzare, etichetare, toate fazele premergătoare unei activități de producție, să beneficieze de următoarele prevederi. Nu vor fi supuse unui regim de antrepozit fiscal, nu mi se pare normal ca o astfel de activitate, că e meșteșugărie, să nu beneficieze. Doi, taxele de accizare să fie de 2,20 de bani, adică exact de 10 ori mai mic în față de accizele standard, pentru că dacă dumneavoastră aveți un astfel de antrepozit și veți plăti la stat 22 de lei pe literă, închideți, nu este rentabil. N-aș vrea să spun ca X societate din satul mare, Y și Z, cum fac ca să fie rentabil. N-aș vrea să spun acum. Ok, trecem cu vederea. Nu, hai să facem o paranteză. Pot să vă pun o întrebare așa, băi, cu oră? Da, sigur. Considerați că în culise cineva dorește de altfel să promoveze băuturile spiritoase și nu-i interesat. Aveți informații, nu vreau speculații, nu v-am dorit speculații, domnule coleg Mureșan, dar ați simțit acest lucru? În mod evident. Că sunt importuri, unii au firme de import, export. O să discutăm de deficitul de cont curent. Mai nou, românii caută produse naturale, vor să bea o pălincă naturală, bă, dau 300 de lei pe aia, 30 de lei, 40 de lei pe un litru, n-are importanță, dau 30 de lei pe un kil de carne, dar să știu că e natural. Și probabil că îi deranjează pe unii această concurență a spiritoaselor. Prima măsură, pălinca de prune, prima de bere, de bere. Da, că trecem ușor la scenariul 2. Da, prima măsură pe care am vrut să o... O să răspundeți mai târziu la provocare. Sigur. Da, aici răspunsul e foarte simplu. Da, am spus de la început că este o presiune foarte mare din mafia spiritului din România, de acest garant, care face lobby atât la nivel guvernamental cât și la nivel parlamentar. Noi nu avem nici forța din punct de vedere a resurselor, nici financiară, nici materială. Să te lupți cu ei. Suntem cu ei, suntem foarte mici și este în mod evident, în mod clar că dorește ca produsele tradiționale să nu existe pe piață, că noi putem deveni un viitor, pe termen mediu și lung, un viitor potențial de concurență. În sensul că oamenii încet, încet vor alege, se vor disciplina, se vor maturiza cetățeanul și vor căuta, chiar dacă dă cu ceva mai mult, exact mai mult, spus, da. Dar va căuta sănătate, pentru că spiritoasele sunt extrem de dăunătoare vederii, ficatului, acum nu-i trebuie detalii foarte multe. Spre deosebire de o țuică, o pălincă, o horincă din mere, pere, fructe, cereale, în fine, toate gama de fructe, nu dezbatem acum. Am scos mai o păsărică. Fac și din struguri, da. Deci asta este evident, ne confruntăm cu ei, ne confruntăm, îi fac lobby atât la nivel guvernamental cât și la nivel parlamentar și nu putem ține, n-au niciun interes să... Ne reîntoarcem la... Să revenim aici. Primele la noua strategie. O parte din aceste mici măsuri care vizează politicile agricole comunitare pe de o parte, dar în mod deosebit pe mine interesați ca cetățean problemele naționale, este modificarea și completarea legii în ceea ce privește produsele agroalimentare. Și aici aș semnala doar două aspecte, că nu este timp. Nu mi se pare corect și normal ca pe etichetele de prezentare să fie atât de mărunt când merg în magazin și îmi trebuie lupă. Clar, am ochelari destul de puternici, dar nu pot citi nimic. Asta este o sfidare. O lipsă de respect și o batjocură la adresa cetățeanului. O altă chestie care, vedeți, legile în România sunt legiferate ca să se poată naște surogate. Falsuri, uzuri de fals și așa mai departe. Că ce ne interesează dacă domnul Mitică se va îmbolnăvi de ficat sau de altceva, nu? Nu niciun fel de problemă. Da, ferește.
vă tot dau exemplu. Că mai bea și eu, pălică, așa, dar naturală. A doua problemă, interzicerea prin lege a tot ce înseamnă grupele de euri care au o încărcătură de o travă în produs. Noi zilnic consumăm o mică cantitate, poate că foarte mulți cetățeni își pun întrebarea retorică, cum este posibil în supermarketinguri toate aceste produse alimentare de lapte, etc., durează atât de mult și nu-și pierde culoarea și iar nu avem timp să intrăm în detalii tehnice. O altă măsură extrem de importantă, sigur, din punctul meu de vedere, este modul de prezentare a înscrierilor pe etichete. Ziceam că sunt foarte mici. O altă măsură, eliberarea deficitului de echilibrarea deficitului de concurent. Atâta timp cât România importă mai mult decât exportă, vom avea un deficit comercial, un deficit de concurent. Și mă refer în mod deosebit la produsele agroalimentare, că vorbim de agricultură. Noi de regulă exportăm carne vie, exportăm cereale masiv și importăm masiv produse semifabricate, fabricate și așa mai departe, preparate, etc. Care asta stă strict adică în curtea... Adică noi îmbogățim pe aia cărora le vindem, carne da. Și alte O altă problemă produse. Cu care se confruntă zona rurală este lipsa de depozite, lipsa de centre de procesare, fabricuțe mici în zona rurală, unde ar crea locuri de muncă, unde aceste materii prime pe care le avem, începând cu legumicultură, viticultură, pomicultură, și așa mai departe, nu le putem valorifica, nu le putem procesa pentru că nu sunt. Nu știu care este motivul, sunt mai multe. Probabil că îmi face o altă emisiune pe această treabă. Fac doar un scenariu, o mică... Da, nu avem vreo 3 minute din această minute. Că nu, da, vă rog să mai menționați bun, și mai alte este, idei la care... Mai, ce aș mai dori, gândit, înăsprirea da? Codului silvic. Murim odată cu pădurile. Știm foarte bine ce rol are pădurea. Este plămânul unei țări, unei lumi, este oprește tot ce înseamnă torenți și așa mai departe. Mă rog, impactul cunoaștem cu toții, nu e nicio problemă. Școlile, doresc și cred că este un proiect de dezbatere, astfel încât noi ne confruntăm la nivelul de agricultură în general cu așa numita structură de resurse umane. Ministerul Învățământului și acum produce pentru o piață care se numește piața muncii, oameni care societatea, piața muncii are nevoie de ei. Avem lipsă de școli de meserii, licee agroindustriale, sigur în profil, se au dispărut. Încet, să preiei Ministerul Agriculturii, pentru că o școală, chiar dacă Ministerul Învățământului dorește, dar n-are infrastructura tehnică necesară de a pregăti un maestru, un electrician, și așa mai departe pe domeniu. Mă rog, zootehnie, pe toată, tot ce înseamnă sectoarele agricole, ca să fiu mai simplu. Renegocierea tratatului de aderare a discutat-o. Discrepanța foarte mare între zona rurală și zona urbană. Ia că tot după 27 de ani, datorită unei lipse de viziuni și strategii a României, de toate partidele și guvernele care s-au succedat, așa mai departe, la putere, n-au găsit soluții ca să modernizăm satul românesc astfel încât cetățeanul din zona rurală să nu fie discrepanța asta așa de mare. Și asta este și motivul pentru care masiv pleacă tinerii din zona rurală în zona urbană. Mergem mai departe. Sigur, fiecare punct de ăsta ar trebui să-l dezbatem în parte. Bun, o lege care a ieșuat înainte de a se naște aproape și îndrăzniți camerele agricole. Camerele agricole ar face posibil ca tot ce înseamnă instituțiile în domeniu, începând de la, dacă vreți, autoritate locală, județeană și centrală, să fie mai aproape de fermier. Nu. Uitați-vă că există lege și nu s-au putut implementa. Ne punem întrebarea retorică, de ce? Așa. Lipsa de personal în agricultură, am discutat o mare parte. De și specialitate, ceea ce ar fi foarte important după mine și aici ar fi nevoie de o implicare directă a Ministerului de Agricultură pe de o parte și Consiliile Județene. 2 sau 3 mari depozite. Am văzut în alte state. Am mai dezbătut această... Unde se întâlnește producătorul cu comerciant, unde se încheie contracte anterioare pentru anul în curs. Domnul Mintică, dumneavoastră sunteți legumicultor.
domnul Petrică e pomicultor, am nevoie de atâtea mii de tone de prune, am nevoie de atâtea... Se fac precontracte. Precontracte. E, în aceste depozite intră materia primă, iar un fermier n-are timpul și nici experiența de management și de marketing și să vândă produse direct la marile magazine. Are nevoie de un intermediar. Intră materia primă pe sectoare agricole, lapte, carne, mă rog, și așa mai departe, să depozitează, să recepționează, să plătește, să selectează, să împachetează și să livrează la marile companii. Că spuneați la un moment dat că nu există, de ce nu se asociază oamenii? Există legea cooperației. Nu, sunt două aspecte din punctul meu de vedere. Pe de o parte că moștenim o mentalitate din perioada comunistă, unui colectiv știți foarte bine, nu putem dezbate și pe de altă parte există o experiență de 27 de ani, uitați orice persoane care s-au asociat în cadrul unei societăți de tip SRL SA, un an, doi, trei s-au despărțit. Pare că nu suntem încă, nu avem cultura și mentalitatea necesară să înțelegem că dacă suntem uniți, putem să rezistăm mai bine în piață, putem să ne luptăm cu concurența. Deci te lovești cu concurența, suntem în economie de piață până la urmă. Și ceea ce aș dori să fac, să citesc, foarte pe scurt, să revin din nou la Pălincă ca să încheiem ponton elegant, nerezolvarea acestor probleme ar putea avea în timp consecințe importante. Vreau să vorbesc câteva elemente de impactul social, economic și de altă natură, chiar cultural, dacă cu vreți. Referire la acciză, da? Da, deci așa, important, deci economic, social, agricol, ecologic și așa mai. Dispariția unor produse naturale ar fi una din probleme. Dispariția unor populații locale valoroase de pom fructifere. Pentru că dacă nu avem aceste baterii de cazane, oamenii vor defișa. În mod clar. Dispariția unor tehnologii tradiționale cu mare impact turistic. Toate aceste baterii de cazane ar putea să fie un punct de atracție pentru străini. În alte țări nu mai vezi pălincii cu stilul ăsta de muzeu și așa mai departe. Proliferarea falsurilor, surogatelor, deci posibilitatea de a face falsuri în ceea ce privește băuturile. Diminuarea potențialului agroturistic. Turiștii caută pălincă naturală la originea ei. Merge, poate o pălincie încet, încet să devină un agroturism, un punct de atragere. Merge, servește ceva, bea un par de pălincă, o brânză, o slănină, etc. Și așa mai departe. Pierderea unor surse de finanțare. Deci, în mod clar, pălinca de-a lungul timpului a fost un ban frumos pentru a putea să-și ducă copiii la școală, să-și cumpere ulei, a fost o mică sursă de venit pentru foarte mulți. Gândiți-vă, domnul Mintică, că sunt oameni care trăiesc în zona de deal și de munte. În general, acolo sunt pomicultură de prune, de mere, de pere și așa mai departe. Păi dacă n-am dreptul să le valorific pentru consumul meu propriu, fără să afectez politicile Uniunii Europene, fără să afectez ANAF-ul și fiscul, de ce vine fiscul să mă oblige pe mine ca 100 de litri de pălincă care trebuie pentru familie, că nu în România decât se naște... Fiscul respectă legea, asta e, deci trebuie la amendarea legilor. Această cantitate de pălincă pentru consum propriu folosim din generații în generații, de străbunici și așa mai departe. Sigur. Decât se naște copilul, să pune un par de pălincă pe masă și până moare. La botez, la vorbătare... Uite, dacă astea sunt legile și culmilor, toți cei care ajung parlamentar sau secretar de stat sau miniștri pleacă tot, majoritatea din zona rurală, înțeleg importanța și semnificația. Eu când stau de vorbă cu ei zic că e ok ce spun, dar nu fac nimic în acest sens. Da, vă mulțumesc pentru și participarea noi la această emisiune. Rugămintea să revenim și într-o altă emisiune. De fiecare dată când aveți noutăți, cred că lupta va continua și veți reuși să amendați legile care se referă la accizarea pălincii, iar tradiția din acest punct de vedere să se reîntoarcă la ea acasă și să rămână. Dar trebuie să recunoaștem că fie parlamentari, fie prieteni din București, că de acolo răsare soarele până la urmă, fiecare când vine în Ardeal, se bucură când merge cu o pălincă de prună curată, naturală sau de mere sau de pere
și se mândrește cu ea, mai ales aia care e galbână, cum se spune, nu știe domnul Petrică, știe domnul Cornel, pe care o pune acolo la București pe masă. Și cred că nu ar afecta niciun fel producătorii de spiritoase din România și nu s-ar diminua veniturile dumnealor, pentru că nu toată lumea, trebuie să recunoaștem, preferă neapărat părinca de prune, țuica, rachiu, horinca sau cum eu mai spune. Eu vă mulțumesc pentru atenție, stimați telespectatori, vă mulțumesc domnule vicepreședinte Cornel Mureșal, domnule secretar Petre Doroș. Multă plăcere. În numele Asociației Patronale a Producătorilor de Părincă Naturală din Țara Oașului, vă așteptăm cu vești bune. Poate mai mergeți cu Jean Vambrosap și la Uniunea Europeană, cu reprezentații Ministerului Agriculturii. Oricum, dragi păricareși, aveți oameni de nădejde care luptă în continuare pentru ca accizarea pălicii să intre în limitele normale și, desigur, să puteți și valorifica surplusul pe care dumneavoastră îl obțineți în gospodăriile de acolo, din Țara Oașului. Sunt Dumitru Țimerman, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune și o pălincă bună, la revedere! În încheiere aș dori, dacă îmi permiteți, domnul Țimerman, să mulțumesc tot ce înseamnă media la nivelul județului Satu Mare. Au fost un partener extraordinar din 2004 la toate evenimentele, la sfârșit noastre și colegii noastre din media, fie scrisă, fie TV. Vă salut cu mult respect și vă mulțumim pentru că avem posibilitatea să transmitem din când în când câte un mesaj pentru cei care doresc să ne asculte. Bună ziua! Mulțumim pentru atenție, la revedere!